astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local, prin dispoziția numărul 135 din 12.04.2018 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, absentând motivat un consilier și anume domnul Florin Costică. Prin urmare, fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa cum ați luat cunoștință din invitația transmisă, sunt 5 proiecte care au fost puse pe ordinea de zi. Vi s-a înaintat și un alt proiect, odată cu materialele, respectiv proiectul privind aprobarea modificării listei de investiții reprezentând anexa numărul 5 la HCR numărul 21, din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului comun întâi pe anul 2018, proiect de hotărâre care a primit avizul Comisiei de Specialitate, prin urmare poate fi supus suplimentării la proiectul ordinii de zi. Așadar, dacă nu mai sunt alte probleme, supun aprobând proiectul ordinii de zi, completat cu de care v-am făcut referire. 14 vote. Dacă sunt observați la procesul verbal din 22.03.2018. Nu sunt. Supun la vot procesul verbal al ședinței. Totodată, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 din legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Cu excepția situațiilor produse la articolul 57 și articolul 101, întrucât hotărârile adoptate de Consiliul Local până respectarea acestor dispoziții să nu le de drept. Având în vedere că la ședința ordinară din 15.02, domnul consilier Florin Costică a fost ales președinte de ședință și având în vedere că acesta lipsește astăzi, propun să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCR numărul 12, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Ortuz și dau cuvântul consilierului local președinților Comisiilor de Specialitate pentru a prezenta raportul de avizare. Da, am vis favorabil și eu propun ca președinte de ședință, întrucât domnul Florin a fost în Comisia de Agricultor, să fie domnul Nenu președinte de ședință. Care te propune? Se supune la vot. A, vreți și mi-ați propunere? Cu domnul Ungureanu. Domnul Ungureanu. Și Bordura? Tot la fel Ungureanu? Domnul Ungureanu. Toți trebuie să treacă, domnule. Trecem atunci la vot cu prima opțiune, domnul Nenu. Cine este pentru domnul Nenu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Păi e un 7 numărat. Un 7 nu vede și domnul Porcoman. Domnul Porcoman a dat mâna rost, a ridicat-o și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Păi da, cum Bine, domnul Florui, în continuare. Dar o să fie și... Dar eu o să mă trebuie cu ție. Deja căutați să luăm de muncă. Abia acolo e spălirea.
de euro, de euro, de euro, de care trebuia să-l pună la urmă. Și așa, așa, dimineața. Hai să le tragem complet. Domnul general, vă mulțumesc pentru alegerea propusă și în perioada acordată. Trecem la punctul 2 ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1-2018 al UAT Comuna Mulțumesc și Bacău. Da, domnul președinte, Comisia Economică a zis favorabil. Mulțumesc. Trecem la dezbatere. Da. Are cuvântul... O întrebare. Dacă ne se poate aduce la cunoștință, măcar în linii generale, pe ce s-au cheltuit... Pentru ce s-a cheltuit suma de 84.166 la drumuri și, și poduri, la capitolul transportului? Păi, la transporturi sunt combustibil, sunt materiale, casetele care sunt 16 casete, da, cu transportul, pentru să facem podurile care le-am la Nistoroaia, unde e o țeavă se înfundă, dincolo la Cernica care e problemă și aici unde casele alea nu se poate trece. Să facem un circuit al mașinilor pentru gunoi pe părâul sărat. Intră și balastul aici, nu? Cum a chestionat? Balastul 1000 de lei. Cât am adus? Am adus 1000 de lei. Mare, a dorit cineva să acordă? Supun la vot proiectul de hotărâre. Toată lumea, da? Da, toată lumea, da. Vedem la punctul 3 a unui de zi, proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de colectivitate de titlu gratuit asupra unui teren aparținând domeniul public al Comunei Oituș, județul Bacău, în favoarea Del Gas Green S.A. A zis favorabil. Da, domnul președinte, a zis favorabil. Cât e un metru pătrat? Da, da. Un metru pătrat e... Unde este? Apoi asta la tot. Trecem la dezbatere privind materialele acordate. Cine dorește cuvântul? Deci la rost, sigur? Așa e. Supun la vot ca să trecem mai departe. A mai fost multe discuții pe tema asta. Da. Deci trecem la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la apă potabilă și canalizare. Are cuvântul domnul. Da, da, domnul consilier de la Comisia din Specialitate. Trecem la dezbatere. Are cuvântul? Deci s-au înscris la pe ordinea de dezbatere. Începem cu domnul Băcaru, da? Eu aveam o întrebare referitoare. Aici scrie că operatorul nu plătește TVA. E scutit, da, e scutit, da, de la stat, de plătit, da, TVA. Nu știu să le apară după, da, aia TVA sau. În general. Am mulțumesc. Da? Am, domnul Petrișor, vă rog. Da. Eu vreau să apreciez inițiativa autorităților executive pentru că în ultima perioadă, inclusiv acest proiect, a fost supus dezbaterii publice, chiar dacă nu, momentan nu se prezintă cetățenii pentru a participa la aceste dezbateri, este o prevedere legală pe care e bine să o respectăm, pentru că după aceea sunt foarte ușor de contestat în instanța contencioasă administrativă. Repet, chiar dacă momentan nu vin oameni la dezbatere, apreciez această deschidere și știu că, na, e o durată mai lungă și încurcă ca timp, dar e bine să, să respectăm legislația. Și de aceea apreciez această inițiativă. Mulțumesc.
Mai dorește să ia cineva cu domnul la postul, vă rog. Domnul primar. Atunci mă gândeam la varianta, dacă domnul s-a mai consultat și la nivel de alte comuni pentru prețul ăsta. Dumneavoastră, mi se pare mult puțin 3-4. Foarte mic, nu acoperă, dacă luăm așa, nu acoperă aproape cât plătim noi la, cât plătim noi apa, că noi o plătim apa la asta. Da. Și vă mai spun că există o chestie foarte aiurea cu apa. Conturul măsoară apa care intră în bazin și supraplinul dă afară și o plătim și pe aia. Și, păi nu-i corect, așa e construcția făcută, așa e legea. Ne-am uitat și cu doamna, acum trebuie să facem o nouă investiție, să luăm niște plutitoare. Am încercat noi să facem o modalitate, să luăm niște plutitoare ca să închidă. Că și ăsta, sursa de UV, trebuie să o schimbăm, să plătim din nou, să o schimbăm după bazine. Dar e o soluție să facă evacuarea prin supraprin înainte de vă spun. Hai să nu mai treacă prin copil. Nu treacă prin copil. E treabă simplă de tot. Păi da, dar nu știu, să punem... Da, trebuie găsit o soluție. Păi, trebuie o soluție, fac eu o schimbare. Nu-i corect să plătim și apa care nu pierd. Bineînțeles, plătești apa care trebuie. Da, duci la rând. Sunt plecate din bazine, conducta și intră în apă, în pământ, nu înghețe. Și se unește asta. Să facem conducta principală, ar trebui să faci o buclă la nivelul bazinului, ca altfel de afară. Ne-am interesat, sunt niște flotoare, costă, dar uitați că totul de acum nu mai putem face decât pe apă canal. Numai primăria nu mai poate cheltui un ban. Și cu cât băgăm mai repede să facem contractele, începem să încasăm. Acum merge, dar banii ăștia se duc repede. Dacă începem să facem investiții. Reparații și investiții, s-a dus. Acum trebuie a să vină... Trebuie gândit o soluție, ca să nu plătim apa care se duce la... Trebuie gândit. Aia, să dăm drumul la supraplinul. Și apa este foarte puțin. Deci la Bacău, la nivel de Bacău, să discută... Am fost la o ședință să discută ridicarea și apă și a gunoiului, pentru că noi stăm bine pe cap de locuință. Suntem 1,9 cetățeni pe cap de locuință, dar Onești este 1,2 locuitori pe cap de locuință. Toată lumea și-a făcut cereri de explicat în străinătate și locuința și nu plătești. Atunci, singura modalitate că nu și acoperă cheltuielile. Ori să ridice prețul, ori să mergem de casă în casă, unde adevărul care este. Și noi ne luăm rezerva aici, dacă reușim să facem economie și asta se reduce sau să menține, dar cu cursul valutar și cu cum merge, trebuie să totdeauna să mai adaugi. Da? Mergem așa. Acum vedem anul ăsta, la anul. Vedem. Problema e cu apa care să evacuare. Acolo e mai mare problemă, că mulți au fântână și nu sunt de acord să-și pună pontuar la fântână cu pompa care ăsta și el evacuare o dă și o să trebuiască la paușal. Cam cât au oamenii, că ăsta e raportul, cât apă consumă, atâta apă de la canalizare. Și mulți au numai fântâna, nu și-au băgat apă de la... Da, mai mult din jumătate din comună nu are canalizare. Dar folosește apa, dar nu și... Păi nu, dar e vorba de cei care folosesc canalizarea. Aici este problema. Și canalizarea, un consum, are și infiltrări de... Mai are și infiltrări și iese foarte mult apă și are pontoar. Și are consum o familie și o să trească și trebuie să facem... Da, și trebuie să facem un fel de paușar, dacă nu vreau să-și pună. Că soluția așa a fost de la Apele Române, să se obligă să-și pună contor. Și pe la fântână. De la fântână. Ca să putem să vedeți cât apă de verde. Să nu spună că îi furăm. Da? Găsim variant acum, dacă se dă preț, atunci deja mergem la contracte, tot și să mergem să încasăm în două luni, să fie funcțional. Nu vă supărați, am și eu nevoie de o ștampere. Da, să vină.
Da, cam asta este. Eu zic că vreo 2 ani merge, putem merge cu prețul ăsta. Prețul e ok. E 1000 de gălezi de apă pentru 3,50 lei. Nu-i mare preț. E foarte mic. Bun, dar observați dumneavoastră acest proiect de hotărâre, s-a făcut o fișă de fundamentare. Această fișă a fost la ANSE. Noi prima dată am pus 2,90 lei. Ne-a dat înapoi, domnule, nu se poate cu prețul ăsta să funcționați. E prea mic. E prea mic. Da. Dar atunci am mers la 3,44 lei. Ai vândut de prețul e bun. Mulțumim, să vă ajutăm. Dacă suntem la discuții, în ce stare? V-ați spus cu terenul ăsta, cu schimbul. Azi vine pentru că avem câteva enclave pe teritoriul de la... Eu nu știu exact, dar a zis că azi vine specialistul de la care face tornatorului și să ne arate enclavele. Știe și Emilia, știe și domnul Ghineț, ca să le vedem. Dacă le convine aia, să dăm aia și să facem schimbul. E pe bune, cu calea cea bună. Dar e numai cu bazinele. Dar și cu bazinele e bun, că atunci putem lucra la bazine cu stația de clorinare și e ok. Cu filtrul de apă. Dacă nu putem face investiția. Și am trasat și undeva sus, în Arșița, un teren. Să vadă care vrea. Important este să fie teren de aceeași calitate, să nu trebuiască să umblăm cu evaluări, cu ăsta. Nu trebuie evaluări. Dar e complicat. Putem să dăm și teren calitate mai bună, nu mai simt. Da? Și facem hotărâri de consiliu și dăm. Eu zic să o facem chiar dacă ori dăm unul mai rău cu calitate mai proastă și ne-l dă la stradă, că precis o să zic că e asta. Asta e mai dar e important să fim legali, să putem merge înainte. S-a făcut primul pas ca să meargă pe teren. Da, s-a acum vine Zoltan de la asta, vine Zoltan în țară. Nu trebuie slăbit de situația din moment ce s-a făcut pe calea asta. Vine Zoltan și s-a făcut primul pas, înseamnă că se dar e un corn. Azi deja vine de la Covasna. Ce doresc să ai 3000 de metri pătrați. Aproape de mult cu așa. Mai dorești și cineva să ia cuvântul? Mai aduce, da? Supun la vot proiectul de hotărâre privind contribuții, da? Toată lumea? Da. Am armitat că s-a aprobat. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 5. 5. Păi da, bine, noi suntem în ședință. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției comunității pentru susținerea persoanei cu handicap. Are cuvântul domnului Sigur Acosta, da? Deci avem aprobarea, avizarea comisiei de... Trecem la dezbatere pe marginea materialului prezentat. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Mahendra n-a explicat despre ce este vorba, aceea spune. Deci atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Deci, da, și domnul Zâmbură. Până una, în cazul s-a votat proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 6 a ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții reprezentând anexa 5 la HCL numărul 21/2302/2018 privind aprobarea bugetului Comunei Oituz pe anul 2018. Are cuvântul domnul consilier Rapoport. Aviz favorabil la comisie. Deci avem aviz favorabil. Trecem la dezbatere imaginea materialului prezentat. Domnul viceprimar. Și știu eu de la lista asta de investiții modificare, asta este vorba de suma de la 50.000 de lei luat dintr-un capitol și pus la că am făcut canalizarea la stația de epurare. Și nu era prins. Proiectul de hotărâre care noi l-am aprobat cu da. Deci aici s-a făcut modificarea de la investiții. Am întrebat și eu cu știu. Da. Lucrarea e aproape gata. E gata lucrarea. Atunci la ședință eu am întrebat, domnule, sunt bani pentru această lucrare. Păi bani nu vreau, numai trebuie schimbare dintr-o parte în altă. Nu s-a spus că nu trebuie să luăm capitolul. Cred că trebuie și multe. Deci putem să supunem la vot, deci la supunem la vot a proiectului de hotărâre, da?
Acum, domnul Dorea, nu știți că vă dați mâna într-un buzunar și ziceți, parcă am avut 100 de lei aici, unde, unde am pus-o? Mergeți dincolo la rezervă și hai că eu de aici o pun eu la loc. Cam, cam așa s-a întâmplat și aici. Dar trebuia să fie gata deja, da? Am avut în până din 3 aprilie. În păstația de evorare, apele, da? Dar vă spun, e negru. După ce iese, cum bătește, acolo e negru până la... Acum ai făcut frumos până la margine, nu mai trebuie acoperit. Domnul primar, mai zice să mutim mașina din fața primăriei. N-are unde să punem mașinile de mine asta. Deci putem trece la diverse ca să vă arăt, să nu mai... Da? Deci doar ce s-au terminat cu proiecte de hotărâre aprobate, vă rog la diverse. Domnul inginer Ionel. Trebuie să fie mașina de la laboratorii. Da. N-am de cine face un schimb. Doriți să vă scrieți. Cineva din Dâlja, cineva din Dâlja, nu am dat nume, a venit la mine și a reclamat următorul lucru. S-a înființat o stână undeva în Bobeca acolo și lumea este nemulțumită de ce se întâmplă. Eu aș propune domnul Mar să meargă pe careva din salariați care se pricep la figura. Dacă am interesat, uitați, am înțeles de la asesor de domnul. Deci joia trecută a fost cu ciobanii adunarea generală ciobanilor și a noastră și am dat suprafețe din pământ care au fost la comune. A Bobeca are domnul Gogu, are concesor și ideal. Că știu și ce de reclamație a ajuns la urechile mele. Doamna Dinu, așa. Dar la 200 de metri am plasat. 300 de metri pe deal. Un zar unde vin ori se remulgă. Nu știu cum să ne spun eu. La asta se referă reclamații, că e prea aproape de sat, că lumea e deranjată de mirosul și așa. Și tânderea la și păștea caprele și atunci era. Și atunci era. Și atunci era. Nu, aici eu o reclamație de neate, domnul inginer. A verificat. Domnule, eu l-am cercetat. Eu i-am dat la telefon, m-a deranjat și noaptea doamna doctor. Și am spus, doamna doctor, am cercetat. Este peste 300 de metri de casă, undeva, pe un teren. Acum nu poate să-i interzice omului să mai meargă cu caprele sau cu oile. Îi dăm în cap unui om că o doamnă, maică-ță e bătrână și nu-i convine oile, nu știu cum să spun eu. Dar trebuie să le dăm în cap oamenilor. Trebuie să dăm și crescătorul de animale o șansă să facă ceva în zonă. Și de sus de mare distanță. Dar cum e treaba asta? Numai că dacă nu se respectă norma cu distanța față de ultima casă, oricum să mergem pe teren dacă nu dai orice distanță maximă 15 metri. Orice. Vă dați seama, capra nu, sau oaia nu face tami miros cum fac porcii. Și distanța legală e 15 metri, față, da, de, enorm, față de un vecin. Aia la 300 de metri se ne pierde. După mine, cred că e răutate. Eu nu pot să mă pronunț, că n-am cercetat. El după masă a venit cineva la Dore. Ce bine, discuția a fost mai lungă, că are un consilier în grâșă. Păi, acum avem doar și un E normal să ai date, că nu trebuie să unde poți să ții stâna sau ce ai acolo. Domnul inginer. Dar până la urmă să aici să închidi cazul. Măi, ai bună propunerea ta. Hai să continuăm. Da, da, să trecem la... Deci cine mai dorește la... Da? Domnul Leonar, vă rog. Domnul primar, avem nevoie de Bulga neapărat să facem drumul până la Ungăr, că oamenii nu iau cum să urce acolo cu aranjii și cu toate. Am primit telefoane, au venit oameni la... la partea mea, cred că și la dumneavoastră a fost miița culese și la domnul Sorin. O altă problemă. S-a dus primăvarat și toți le-ați promis că facem acel podeț. Mai târziu, ce vă spune? Deci, știți că am avut stricat utilajul? Știu, domnul. După ce am făcut utilajul, așa. L-am băgat că e vreme bună să terminăm șanțul ăla. Am vrut să tărăm și pe mașină, dar și acum mașina se împotmolește. Noi trebuie să terminăm șanțul până la cataramă
de la Catarană trebuie să călăm tot pământul, cât intră o volă, să intre, să-l încarce, ca după aceea să intre mașina și un excavator mic, să încarce, să ajungem cu adâncimea, că altfel nu vine să facă podul. Oamenii de la drumul județean ne-au zis, eu vin să vă fac podul, dar să am scurgere, nu fac un pod și să se înfunde. Și dacă eu nu-i fac până în iulie, când vin ei să facă planul să fie, pierdem repararea drumului acolo. Eu am adus la cunoștință că ei, dacă vedeți filmează acolo, mă văd acolo și îi spun, ai ridicat problema? Și da, da, am ridicat problema în ședință. Și aia, când organizezi oameni, noi mergem, o să facem, dar uite, n-am putut. Țevile le avem, le băgăm în pământ, că asta e important, să avem niște beton, le-am băgat în pământ cu beton, după aceea urmează sudura. Așa. Dar e problema acolo, domnul viceprimar, știți, la Germană, acolo s-a făcut terenul, uite, așa mergem. Cu mașinile sus. Acolo trebuie neapărat balast. La German? Jos la Tereza, acolo, până în mână. Și o leacă pe la ea, pe drum, pe aia, acolo, să-și rup copiii mâni și picioare. Domn primar, domnul de la mediu, mai nu umbla pe acolo, poartă, într-adevăr, acolo la sărcile alea, pe acolo, pe jos, acolo, pe la Andrișcă, s-a mai făcut câte ceva. Dar de la Eger Power până la Dea, până la Cărtăia, acolo e dezastru, doamne. Toate trei de guri, cu noi de graj, pe malul apei. Nu numai graj, pe tot neam. De acolo, de la Tercoc, chiar sub cașca, cum îi spun numele Cărtăi, de curiozitate. Când mergeți pe acolo și aveți o casă, întorceți-o lea cu mașina, să vedeți ce am. Știu că au venit cei de la mediu, că trebuie să mai... Am fost dată din mediu, am pus să trebuie să mai punem încă pancarte cu amenzile, noi am pus și pe marginea apei și, la podul ăsta, dacă vedeți la Ferestrău, am curățit, iar a venit cineva și a pus pământ, iar... Veșnic, noi săptămânal trecem. Acum avem probleme că și tractorul, uite, căutăm piese la tractorul ăsta de nu știu cât, de-abia acum au venit piesele, că cu oamenii cu lopata greu, din mașină foarte greu, din tractorii mai aproape și poți să faci și reparația drumului și să încarci mizeriile. Și... Da, domnul primar, dar acolo nu le convine la niciunul. Vine acolo și aruncă... Acum, mai degrabă, am dus pichere, era dracu, aia m-a dus acolo, fac la canaima în prundul celălalt. Ei s-au bine mers la șosea și aduc toate porcările acolo. Mie pare rău că n-ați fost la o discuție când a venit mediu, i-a chemat poliția și poliția locală i-a chemat să spună câte sancțiuni au dat, câte amenzi au dat. Ei au fost și acolo. Și acum dădeau vina, păi noi atâtea sarcini ne-a dat primarul. Când primarul i-a zis că în caietul lor, în ăsta, în sarcini de serviciu, a zis, nu, dacă nu ne dați, noi nu putem, că ne contestă oamenii. Un consiliu local poate să dea sarcini în plus față de legea polițistului local. Și le-a zis și ce, le-au dat hârtie, le-au dat tot și ei se scuzau. Că s-a învățat, nu mă scuză. Pe mine s-au supărat că le-am dat numai bine. Dar și așa le-am dat prea mult bine. Prea mult, da. Și mă poartă prin judecată, domnul primar știe. Că de când e domn primar, tot apare judecată, își cer numai drepturi. Și acum au și mașină. Niciun polițist de peste tot nu au echipament de vară, echipament de iarnă, cătușe, toate treburile. Mașină numai la dispoziția lor. Și prinde încă. Da. Și nu... Trebuie să, ușor, ușor, să trec la sancțiuni. Dacă continuă așa, că n-avem ce să facem. Da, domnul primar, dar știți care e problema? Vin cu tot felul de gunoași, tot felul de acolo, și lasă la răspundere. Nu-i chiar așa. E problema să iau... Nu-i cetățen, ca oricare. E problema să iau... Simt la domnul Eget acolo, nu știu cum să fie acolo în mizeria. Adică mizerie. Mirosul ăla de gunoi de grană. Da, dar e prunc, că i-am mâncat mămii mei. I-am dat exemplu lui Fonic acolo, a zis că nu vine și ia terenul ăla, îl achiziționează. N-a mai venit nici așa, nici eu așa. Eu îți dau un exemplu. M-am dus, era o grămadă mare de gunoi, cum te duci în călcăi. Știu. Și am zis la unul, tu te încarc cu mașină și ia de acolo că e pus pe ăsta. Imediat a aflat cum, că ăsta e gunoiul meu, știi? Atunci trebuia să-i dau amendă, era în vice, știi? Atunci trebuia să-i dea amendă și a făcut scandal.
Și da. Le-am pus în vedere, dar trebuie sancțiuni. Dar nici oare nu trebuie după mare. Vreau să le-a dat să ducă molus sau dărâmă ceva. Ei au tot felul de respiri acolo. Știi ce se întâmplă? Acum să nu fim nici ăsta. Molusul se mai întinde pe lângă marginea drumului. Să mai, dacă îl întindem și ăsta mai ridică malul, mai apără malul. Dar să nu fie cu tot felul de... Că molusul în sine nu e ceva poluant. E poluant. Nu-i periculos. Nu-i periculos. Domnul consilier, mai ales. Atât, domnul consilier. Domnul a fost la tine, aș vrea eu să-mi, dacă suntem la tine. Să continui, ca să puteți să, când vă scris, să vă ziceți părerea. Avem la Hârja, dat la un cetățean, Culi sau băiatul Culi sau așa, atât ar știu, nu știu. Și are 800 și sau 900 de lei de plată, i-am făcut în științări, nu vine. Și am dat să-i anuleze contractul. Am chiriat un pământ și spate la Condor. La Condor. Și își exprimă, dorința ăla lui Condor să-și ia, să ia el terenul, că el vrea să facă gardul, să nu rămână un colțișor ăla, să ne-l plătească. Ca să putem să-l închiriem, trebuie să facă un plan cadastral. Să-l punem, sunteți de acord să îl dăm colțul ăla care anulează ăsta, care nu plătește de ani de sile? În închiriere. În închiriere. Până nu rezideați contractul, nu se poate. Contractul e de... Contractul are clauze. Are clauze de rezidiere. Faceți-i și notificare. Da, i-am făcut. I-am făcut notificare, i-am făcut procedura. Nu-i normal să meargă ăla la... Hai băi, dă-mi mie că plătesc eu în locul tău. Știi că poate să facă și treaba asta, dar când faci un plan cadastral, totuși dă 300 sau 200 de lei. Să nu cheltă degeaba. De-aia vă pun în dezbatere și păcat că e numai un colț. Să înțelegem că nu mai are nevoie de plătărin sau... Nu, dar nu cheltă să facă, n-a plătit, nu face nimic. Și are 900 de lei de plătit. Dându-i o notificare și el am explicație și le fie. I-am făcut 3 notificări și am făcut hârtie să reziliem contractul. Și atunci, dacă vreți, îi dăm ăla oricum. Face producție și să fie frumos, să n-arunce gunoi, că mereu vin și aruncă gunoi acolo. Că nu e un colț, e un colț mic, nu. Până când plătește el. Domnul Apostol, vă rog frumos. Domnul Consiliu, dată de domnul șapte a treia, domnul Fiscal Comună, oricum s-a prezentat o delegație de 40 persoane din rezultatul. Au vizitat cinciurile de rău. Nu au fost întâmpinați nici de domnul primar, nici de domnul Fiscal. Adică... Dar erau primari din Moldova sau...? Din cei 40 persoane am înțeles că erau 7 primari. Da, de la prezența. Da? S-au stat prezența scris aici și ați fost sunat un primar, nu știu de ce, în altă zi, au venit în Republica Moldova o delegație și oficialitățile frumătuse din primiască, nu știu, au fost, nu prea suntem o scoare. A fost pe linie de pop, de ăsta. Nu, pe linie nu au venit. A venit și au vizitat cimitirul lor. Părinții, popa s-a ocupat de treaba asta, i-au dus acolo și pe noi, ne-a anunțat în ultima plită că vine preotul a zis că ar știu mai dinainte cu zi și ei voiau să și să-mi plătească cu noi dujul. Să vă spun, să ne amintim că în luna ianuarie a venit președintele Asociația Vrouba Sarabia, a fost la noi, în consiliul local, aici în cerință. Așa. Domnul Lusanov. Și noi toți am fost de acord să vină acei cetățeni în comuna noastră și dacă era un studiu și o frățire cu o localitate din Republica Moldova. Și uitați cum am demonstrat că suntem de ospitalieri. Vinim din Republica Moldova și nu putem... Da, dar și poate că nu putem să-l termoce pe cei ce-l de aici. Da, am înțeles, domnule, la posibilitatea de la primărie. Cum adică? Da, nu știu nimic, domnule. Păi, vă spune cum au fost. Ei au fost la Onești. La Onești a fost, că și eu am fost invitat la Onești. Când s-a făcut 100 de ani, un simpozion de 100 de ani și acolo a fost invitat. Și după ce s-a terminat simpozionul, i-a luat părintele să viziteze și noi toți Poiana Sărată. Da, orice probleme, dacă era o localitate, consider că era necesar să fiți prezenți și întâmpinați. Mai ales că a fost în ședința Consiliului Local la noi. Nu, dumneavoastră n-ați fost în ședința aia, a fost plecat la Bacău. Dar domnul Vici a fost în ședință pe noapte și a și votat. Asta n-a fost curat pe verbal, o fi spus, scris, n-a scris.
n-am nimic scris că la ora acotare vine cineva și... Gândiți-vă ce părere și-au făcut acei primari față de modul cum a fost primiți în comun la Oitus. Și a fost și evenimentul 2007-2008 și mi s-a întocmit actul din Unirea Pastanarului și au pus comemorezi în acest... acest eveniment. N-am primit nicio hârtie. Dacă verbalul fost că o să vină, poate o să vină. Știu, am fost cu vreo două săptămâni înainte. Eu oficial am primit să mă prezint la ora 10 la biblioteca din Onești. Și am scris, încă chiar am dat un răspuns că nu pot, că eu în ziua respectivă eram la Bacău. La ședință la Bacău și îmi greșise numărul și am zis, îmi pare rău că nu merg din partea privată și am zis și cum e numele corect, îmi greșise numărul. Că nu merg. A doua problemă. O reprezintă drumul de Sărdești și de exploatația agricolă. Vă amintiți săptămâna trecută am fost la dumneavoastră? Joia trecută. Tractorașul ia cu față, de la Cotăriști, care se este Valea Cotului, n-am putut să mă duc și pe drumul la 50 de minute. Și vă dau și nume, de tractorist, că nu știu cu el. S-a întors înapoi și a dat în bucățele oamenilor, ca să treacă. Și a venit la domnul primar și a explicat. Deci, trebuie cu toată măsură, cu un buldo, cu o mașină și cu tractorul nostru, nu reușim să facem tare lucru. Primul buldo, domnule, am vorbit cu Marius, o să hotărăsc să vină un buldozerist bun, a zis că o să vorbească cu Pășcău, un buldozer mic, nu mare, că dacă buldozerul mare nu fac nimic, cu care se lama se înclină și ca în momentul când trece să-mi facă și șan și să facă drumul, să-mi facă drumul bombat. Dacă nu face cu vola, nu poți să faci drumul bombat. Da, doamne, așa. Dacă eu nu fac drumul bombat, am băgat ani de zile și când era domn primar, am băgat buldozer, am băgat tot, după o lună a fost stricat. M-am pierdut. Au fost. Doar știm. Când toată era... Nu scurge apa, domnule. Și dacă nu facem bombat degeaba. După ce îl facem bombat, o să reușim să cărăm și balastru. Cel puțin în zonele... Domnul primar, dacă începem să facem șarpe, îl nigărăm și cărăm balastru, dumneata trebuie să înțelegi că cu o mașină și cu nătă nu pot să fac minuni, pentru că acum toată lumea mi-a cerut să fac plombările. Acum lucrez la plombări. Când termin plombările, că am adus balastru, am adus tot, nu pot să sar de toate. Dincolo am promis că facem puntea de nu știu când. Unul te lasă-l în parți. Știți că unul a zis... Cu ideea, avem bani alocați la drumul, să închiriem utilaje, domn primar. Nu reușim să facem... Utilajul, v-am spus că am vorbit cu Marius în momentul când ăsta, de ce nu vrei să mă crezi? Ne apucă toamna, domn primar. Că nu ne apucă toamna, că eu cu Marius am vorbit nu că ne apucă toamna, că buldozer mare găsesc, dar cu buldozer mare nu fac nimica. Uitați, pe margine ați fost? De exemplu, peste Vale s-a lucrat mai bine. Pe margină s-a dus, s-a plombat găurile din drumuri cu piatră concasată. Sunt care a făcut dâmb din gaură, sunt și bune care le-a liberat și sunt care a pus trei lopieți și zbăt și acum. Uitați, dacă vreți, băgeți, mergem la Boul la Dumitru, vedeți trei lopieți de piatră concasată și balta tot există, domnule. Dacă tot facem treabă, o să luăm o dorina de comană. Pune groapă, bagă apă, pune dâmb, pune pământia. Am avut o problemă, domnul primar. Vinerea trecută, s-a dat foc la centru gunoaie, pe drumul de unde a fost Bocănița, s-a spus care gunoaie. Da, domnule, a cărat gunoiul popa. Nu, e adevărat, și... nu numai de acolo. Uitați, el a discutat cu părinte. De peste tot s-a cărat, domnule. De la biserică, domnule, da. De la biserică ortodoxă, nu mai rămâne și coloare. Ce a adus gunoaie? S-a cărat, domnule, dar părintele a cărat de toate acolo și l-a luat de aici un consilier, că domnule, dar s-a mâncat acolo, dar de ce nu a acoperit? Și s-a dus și a dat foc. Și a sunat telefoanele până la asta. Domnule vostru, dar nu vă spune pe mine. Nu vă cred. Haideți, domnule, să acoperim acolo și mergem și drumul cu problema asta. Dărăm balastre, trebuie să mergem și drumul ăla. Domnule vostru, trebuie să părinte că sunteți consilier acolo la care contractul om prestul, să iei gunoiul. Cum să nu ai un contract? Nu are, domnule, nu are. Nu are niciun contract. Că tocmai am discutat. Domnule, ce nu sunt un contract? Banii strângi de la populație. Să plătească și el la om prest.
Dar cu care, asta nu spun scalea asta de pe Găzvan și le-a adus acolo, nu spun. Cu tractorul de mare, dacă nici oameni nu mai sunt pe el. Domnule, balansul și din asta trebuie chiar astupată gaura aia. Când mergea pe o cărăruță era bună. Acum dacă aduci niște moluzi, aia nu-i gata să scandaliza. Moluzul e bun, domnule. Întărim marul, e bun, aduceți moluzi, să pe mar. Să vă arăt, mergeți pe mar, să vedeți cum aruncă cojoc de la el, toate gunoaiele și ajung până lângă drum. Așa stă gunoaiele. Stă domnul Mureanu. Dacă vreți să știți. Așa, ca să discutați unul care face gură degeaba. Deci, alaltă era întoalipat copacea în zona respectivă ca să... Am vrut să am vrut să mergem cu mașina să ducem pământ, că de-aia am trimis mașina, să am podmolit mașina. Ăla e făcut e al drumuri și poduri. Dar am vorbit eu și am vorbit eu, e de al drumuri și poduri și am vorbit cu Claudiu, acum e director Claudiu la drumuri naționale la Bacău. Așa că era folosit? Da, da. Și am vorbit cu el și mi-a dat voie să-l amenajeze doamna Ionco cu niște studenți. Dar a rămas la stadiu de aranjat. Ce se întâmplă? Are un acoperiș și pe măcar... Ăla e prezident în pericol, măcar îl rupi. Gămonăm. Așa e și de piață, când treci de aproape. Cum mergem pe stânga, domnul primar? Da, da, da. Ei, acoperișul zboară. Dar vreau să facem și noi mai departe. O să mergem un generator, îl stăiem și rămâne numai... Deci vă spun, mergem să vedeți în acoperișul de pericol. E degradat. Structura metalică care-i despre. Trebuie luat un generator și tăiem acolo. Și-ar mai fi... Mai o problemă de domnule. Am discutat, dar e în ședințe și am spus, domnule, în ședințele ordinare, domnul viceprimar, să ne prezinte, domnule, să ne prezinte un raport cu lucrurile efectuate cu utilajul primăriei. Se face în fiecare... Fiecare se face fiecare. Dacă vreți, dacă vreți, vă aduce în dosarul, că ne cere și curtea de conturi. Nu dosarul, un raport, domnul. Pe da, în dosare se raport. Nu, să se face raport, să nu v-ați verificat utilajele. Zilnic se face raport cu utilajele. Pentru că... Domnul Prevață. Noi, în Consiliul Local, l-am cerut eu. Toți consilieri și am votat. Există la raportul, puteți să-l vedeți. Dar trebuie să fii la mapă, domnule, raport. Scurt, domnule, și v-am zis, domnule, în luna martie, dragi, au lucrat, da. S-au dus pe mare să se face. Domnul Abadu, v-am văzut săptămâna asta la dumneavoastră în față utilajul, domnule, și faceți și anțul acolo. Care nu? Utilajul, nu din utilaj, vorbiți de utilaj. Păi nu. L-ați văzut da, tractorul, da, mașina. Tractorul e deferit două săptămâni. Și nu putea să scriți, domnule, un raportul ăla acum? Nu știți să scriți? Nu știu, domnule. Vreau să știți mai bine că scriți peste tot. Da, e greu. Cerceni în Consiliul Local. Tot așa. Nu stare să fac un raport simplu, copac. Dar zici, domnule, de ce să ne dublăm dacă noi ținem un raport? Este în fiecare face Ionut Sac, are sarcină, face după foile de parcurs. Exact. Să face raport, să face comisii, merge și unde s-a împrășteat, cât a lucrat. Când gândiți dumneavoastră, noi să mergem să luăm voie de parcurs. Nu, domnule, e sunt rapoartele. Dacă vreți, aduc dosarul și ce trebuie. Nu trebuie ce spuneți, domnule. Ideea era alta. Nu, acum putem verifica noi. Era ca o informație să prezinte domnul viceprimar. Vedeau și cetățenii. Domnule, luna asta sunt lucrări următoare. Asta era. Am dosarul unde s-a lucrat tractorul. Eu am dosarul unde s-a lucrat tractorul. Dar nu pe zile, domnule viceprimar. În mare, să știi și cetățenii, domnule, avem propus luna asta să facem drumul ăla. Domnul Bacar, tot ce vreți să faceți, domnule? Domnul Bacar, ce cere dumneavoastră, dar un raport de activitate pe săptămâna care urmează. Pe lună, am spus. Sau pe lună. Noi facem în fiecare zi, ședință, sau cel puțin la sfârșitul săptămânii,
dar pe zile se face rapoarte de activitatea utilajului. Asta e sarcina. Cu proces verbal. Să vă zic că... Ați... Nu vreți să înțelegeți. Și... Noi nu vă cerem să vă controlăm. Nu, domnule, nu mă controlăm. Dacă să vedeți unde lucrează, îi cereți dosarul respectiv. Cetățenii de comuna Oltiuz, dacă dumneavoastră veniți și prezentați, domnule, luna martie, s-au efectuat lucrări, cu tare, cu tare, cu tare, cetățenii care se uită pe studiile, vă, domnule, s-a lucrat într-adevăr, s-a balastrat marginea, s-a balastrat peste bani, vă e greu să faci treaba asta. Păi la cheltuieri și la asta, nu scrie acolo. Vă avantajează că este vorba de imaginea primăriei și se registrează de mult pentru cetățeni și pentru dumneavoastră. Cetățenii trebuie impozit la primărie și au și ei dreptul să-și cunoască ce se face cu banii lor. Nu puteți avantajează. Vă simt, nu spuneți acolo. O informare, vă fi. Vă este greu. Succintă. Păi da, dar Mai este cineva de... Da? Te rog. Aș vrea să-l întreb pe domn primar dacă a înaintat procedura pentru a achiziționa oglinda rutieră, totuși, aproape jumătate de ani. Domnul i-a dat lucrăscă când eu achiziționa, i-a dat tot lucrăscă și nu știu ce a făcut. Eu să descurcă dânsul. Eu i-am dat două rață nasul cu raport, i-am dat lucrăscă și... Ăsta. Noi acum vrem să punem că și director de la școală, a zis să pune semne că merge așa cu viteză extraordinară pe la Colpin, grădiniță și acum avem să continuăm și cu semnele în continuare, să ducem la depărire. Să ducem acolo, prima rapidă, două prioare de alea cu cine respecte indicatorul? Domne, cel puțin avem acoperire. Dacă face un accident, zice nu ați fost semnul. Așa, există semnul. Când ești... Am mai fost accident în fața școlii. Am fost accident acum o lună în fața școlii. Da, în fața școlii. Nu mai trei. Exact, da. Mai avem la capitolul diverse de discuții. Mai dorești cineva să ia cuvântul? Pentru rectificare, da. Când faci rectificare de buget, ce-a făcut domnul Petrușor Păuglinda și... Pentru că mai tot asta, că e necesar. Da, domnul Maru, îți v-ați schis, da? Da. Domnul Maru, te rog frumos. Ideea mea ar fi ca pământul și tot ce se excavează pe șanțul de la cataramă, da, să fie adus, nu mai punem aici la stradă, să-l aducem, da, cum zicem noi, pe cumărie. La cumărie, acolo. Acolo. Asta ar fi părerea mea. Aici unde nu mai ales și bolanele. Și lumânările. Da, și candele. Pe luați măsuri, domnul Vici, dar de ce nu vă luați sancții? Nu măsuri, domnule, dar avem reprezentat, biserică. Sunt poate, el nu fie un om, politică, nu are măsuri. Să mai aduc coroane și lumânări, am promis că le încar, cum o fac, mașină, în căruță, în orice, și duminica când este slujbă în biserică, vin și le descarc în curtea bisericii. Tu, în final, le-ai adus, aici ți le-am adus. Altfel nu se poate. Păi ne vine aici și cine a cărat gelul Moșescu. Exact, asta. Și asta, în luat acolo, s-a adus părintele culoare. A, vorbiți ca să... Dar sunt de la biserică. Deci nu puteți. Biserică, domnule, nu cunoaște nici treaba asta. Domnule, păi da? Deci, dacă s-au dus. Dacă s-au dus la biserică, la bază apolică și v-am întrebat și-am dus... Lasă-o la biserică, numai la cadă, acum mai bine, vorbim de sâmbătă, domnule, acum. Sâmbătă, acum, dar e bine. Bine, domnule, asta care mă casă. Nu-i mai dau de acu tractor în fiecare săptămână, că în fiecare săptămână îi dau tractorul să ducă, că nu i l-am dat, că atâta am cerut. Părinte, cel puțin dați dumneavoastră un telefon, nu trimiteți femeia de servici sau ăsta. Vai, s-a ofensat că de ce i-am spus. Până la urmă s-a conformat. Că l-ajut, practic îl ajut eu, nu-i dau un cap. Dar dacă dumneavoastră veniți și spuneți că nu facem treaba asta și... Dar el s-a gândit, niciodată nu s-a gândit. Unde se duce gunoiul ăla? Domnul primar, acoperim la cap pentru cinci, avem multe la acoperim acolo. Domnule, și cetățenii, el aruncă în spatele grădinii toate mizerii și când duce acolo unde vrei să faci drumul mai larg,
să aia este în noi. Și duceți-vă și pe părăul săraș peste tot, să vedeți toată hălăciuga, toți copacii stau acolo și adunăm, aia nu vede nimeni. Îi adunăm și ducem undeva, trebuie să o ducem, ăla nu poluează și se acoperă. Dar dacă eu ieri am trimis să încarc și bascula să acopere, am martori dimineața la prima oră și nu încapă mașina cu zgârie toată, trebuie să tăiem întâi copacii. Am zis, ia drujba, te sui, dai cu spatele și tai copacii. Și când ajuns să tai un copac, zice că e copacul lui în fața lui. Am făcut înștiințări, am făcut înștiințări scrise cu colibele. Tăiați colibele că vă amendez. Din toți unul singur. Femei cu școală, cum e la, acolo la ăsta, la... la jiterie, cum îi zice Veronica și cu soră sa, cu Poche. A făcut scris peste scris. Ea aia corectă și a făcut colibă peste drum. De nu poate omul să intre cu mașina acasă sau dacă vine o salvare. Pe ei nu fac. Nu știu ce vă spun. Te izbești de oamenii ăștia. Că ei crede că drumul este al lor. Ieri una a ieșit și le-a băgat două fiare în fața porții de a strânta drumul. Am trimis poliția azi să o avertizeze. Tractorul funcționa, domnul? Păi? Tractorul funcționa? Nu, domnule, noi după piese, că nu se mai găsesc piese. Ieri am adus piesele, odată ne-a adus greșit de două săptămâni. De două săptămâni nu căutăm piese. Acum, dacă s-a toaletat, nu s-a pus de aia, dacă mașina s-a pus. Dar nu că nu s-a pus, s-a pus, dar dacă nu se poate să intre mașina acolo cu zgârie toată, ne-am dus să tăiem. Și acum, dacă era ceva, eu cred că o să găsim soluții să rezolvăm abia pe domnul primar. Eu le rezolv, dar nu se poate. O să fie și domnul apoi. Îți dorim că atât de mari, atât de mari că nu poți să te împarți în șapte locuri. Unul zice, am filmat eu tractorul cum stă și lucrează la particular la Poiana Sărată. Și la Poiana Sărată era gelul. Că și eu am avut nevoie de el și a zis, domnul Bodean, pare rău, nu pot să vin să vă descarc o mașină pentru că sunt la Poiană, să vin de la Poiană o oră. Și ăla ne amenință că nu luăm gunoiul când îi dă el la DNA, că el are acolo, a filmat tractorul cum lucrează la particular în Poiană. Lume ca să încurce este și o să existe și o să fie tot timpul. Vedeți să urmă ce treabă. Dar cine e? Ăla, Mitran, unul Mitran. Veniți la Constanța. Da. A nimerit aici la mai rău. Da. Că de ce nu trag eu mașina? Că este o mașină tamponată acolo pe marginea drumului. De ce nu eu? Că pe el îl încurcă. Dom'le, dați la serviciu circulației, că acolo aparține. Eu nu pot să iau mașina omului care e tamponată. Poate omul e inspital, că a fost accident destul de grav. Da. Mai e. Vă mulțumim acum și suntem convinți că găsesc soluția. Și te izbești de multe treburi. Mâine o să merg... Să găsesc. Mâine o să merg... Să voință. O să găsim și voință, domnule. Mâine o să merg ca să, la Poiana Sărată, merg să vedem un izvor ca să le dăm o porțiune de teren să-și facă, să aducă o ciușmea pe prunt, ca să aibă apă potabilă până o să se bage apă potabilă. Și merg acolo mâine ca să vedem unde amplasăm ca să putem face o hârtie. Să fie tot în regulă, să-și justifice și oamenii, banii care există, peste. Trebuie așa. Da, și să putem face toate astea. Deci sunt multe care vrem să le facem, dar nu vreau să toate deodată. Da. Mai dorește cineva să mai ia cuvântul la dezbatere? Atât dacă să aveți în atenție cu drumurile astea, domnule. Până merge și vorbiți cu... Da, lumea nu se poate duce pe idealul, domnule. Merge și vorbiți cu Marius să vedeți că am vorbit cu el. Dar nici nu pot să fac minut. Că ăla, Marius, când vine băiatul ăla, după aceea trebuie să aibă și utilajul care mă duce până să treacă asfaltul. Deci o să vină, am vorbit. Da. Înainte de a încheia lucrările ședinței, vă rog să faceți propuneri pentru ordinea de zi a următoarei ședinței, care se va desfășura în data de 24.05.2018. Ce va avea ca obiect principal de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 și a situației financiare a UAT. Dar trebuie fiecare an. Deci dacă vă gândiți că ar mai...
În fiecare an, exercițiul bugetar trebuie trimisul. M-a sensibilizat puțin. Cu pășurile astea nu putem să luăm o hotărâre. Ce faci, nu faci. Cu pășurile, domnule, uitați, acum am vorbit să fac cu... Cu pășurile am vorbit să fac cu domnul Ghinet, să vedem cum face o hartă cadastrală, ca să putem să dăm pentru... să fac amenajamentul pastoral. Numai cu harta aia poate să facă. Are ăsta și asta. Domnul Ghinez se ocupă numai de treaba asta. În prezent. Le-am dat la toți fermieri. Le-am dat pe bază de contract un an de zile până facem. Am triscat. Pe sezon, ca să poți pășune. Dar oricum pășunea nu acoperă efectivul. Mă, că n-au venit. Unii încă mai au venit. Au venit toți aici, unde după animale, Domnul Primar, o să o luăm în dezbatere în Comisia de Agricultură, că este și tematica noastră, și o să găsim o soluție, o să ne gândim, că sunt multe probleme. Domnul inginer, îmi spune și foarte bine ce zice. Pășune este împădurită. Animale efectiv nu vrem să crească, că asta este logica cu care avem primării. Eu vreau la anul multe primării, eu n-am stat degeaba, am aminte. Multe primării dau și jumate de la banii de la APEA vin la primărie, jumate iau oamenii. Domnul, la alte primării este legat și la noi. Eu m-am interesat la toate primăriile care au făcut prin comună, s-a anulat tot. S-a anulat tot fiindcă este în conflict de interes, vă spun sigur. M-am interesat de problema asta, fiindcă am vrut să facem o asociație în zona crescătorilor de animale și intră în contradicții cu anumite probleme. La întorsura Buzăului ia numai primăria. El curăță, el ia. Ne punem noi, ia pe adevărat. Da. Suntem oamenilor în subvenția care o ia. Păi, dar așa-i făcut contractul. Jumătate din subvenție. Interesați-mă, cine nu așa are. Dacă primăria se spune că depunea documentația la APEA, da. S-a acceptat să domnul Zorinel, explicați-a cum e la Mărginen cu APEA. La Mărginen, la pe hectarul de pășunat, acolo 400 lei, cred că da APEA. 200 de lei ia primăria, 200 ia chirești. Dacă primăria face ceva și ajută și crezi că este interesul comunității, e bine. Nu este interesul comunității, dar eu știu că fondurile europene nu se ducă de primărie. Reține ce vorbesc, se ducă către persoana crescătorului de animale direct. În contractul care îl facem noi cu dumneavoastră, aveți voi, da. Se stipulează în contract că jumătate din ce vă dă de la APEA revine primăriei. Eu nu cred că e legal. Sigur vă spun că nu e legal. Deci am luat ideea asta că oricum întorsura nu e legal. Nu să iei banii cuiva și să duci tu în primărie. Nu o să dai tu primării banii omului. Nu banii dumneavoastră. Poate nu plătește chirie. Da, doamne, este o variantă. Sunt alte comuni care toată pășunea... Depune primăria. Și nu numai ei, primăria e tot. Asta era ceva. Aia face. Găsiți alte soluții de făcut. Asta nu e bine. Intrați pe site și uitați-vă la tortura Buzăului și la sita Buzăului să vedem. Eu mă uit pe site-ul DNA-ului și văd mulți de așa pe acolo. Să știți. Sigur vă spun. Domnule, când a fost ședința cu fermieri, cu crescători de animale? Noi și a fost anunțat două săptămâni. Au fost și avem fermieri. Noi consilieri și nu ne-am ajutat deja. Dar nu știu dacă era treabă de consiliere. Noi n-avem treabă cu ăsta. Adică noi venim cu propunem cetățenilor, fermieri, să facem, noi n-avem nicio treabă. Păi dar ei între ei au discutat, domnule, au pun la dispoziție... Nici măcar membrii Comisiei de Agricultură, măcar pe ei trebuie să-i invitați, domnule. El s-a anunțat că nu... Ei au luat pământ. Da. Mi se pare normal. Propun încheierea guvernului ședinței, da? Da.